Slobodă. Slobodă. Asta e Lobodă? Noroc că e spanac. Asta e spanac? Spanac. Foaie verde de spanac. Ia, uite cum nu mai tac. Da? E foarte bine. Mac. Și ăsta, ăsta e busuioc. Spanac și busuioc. Spanac și busuioc în păr. Clătite iubite. Ce să spun? Astăzi clătite iubite? Da. Clătite cu spanac? Clătite cu spanac, dar și cu ricota. Adică cu urdă. Practic... Ricota e urdă? Ricota e urdă. Îți dați dracu. Însă... Da. Să dați naibii ăștia italieni. Da, da. Ricota e urdă. Să nu-mi spui că mozzarella e cașcaval. Nu, e caș. E caș, nu? E caș dulce. Și cașcavalul ce e? Cașcavalul e cașcaval. Cașcaval, cavalul trece. Ok, practic diferența între urdă și ricota nu este decât de consistență. Este același proces tehnologic, gustul este același. Așadar, astăzi clătite iubite, ricota cu spanac. Aveți nevoie de, în primul rând, un aluat de clătite în care să fie ușor de tot picant. Adăugați sare, piper, foarte, foarte puțin zahăr, asta doar ca să-i dați o culoare. Este necesar lapte, un pic de ulei de măsline și puteți adăuga în aluatul de clătite niște verdețuri mediteranene, de preferință uscate, să le dați o aromă specifică preparatului. Mai aveți nevoie, în cantități egale, urdă și spanac, cașcaval pentru gratinat, un sos de roșii obligatoriu, pentru că cu acesta am să le dau la cuptor, puțină smântână pentru aspect și pentru gust la sfârșit și câteva roșii sherry trase un pic așa în ulei de măsline cu puțină sare, asta ca și decor, dar și să completeze foarte bine gustul clătitelor. Să nu spui, mă, că roșiile astea sherry sunt niște porodici necrescute. Orții? Eu știu. Nu știu ce e porodică? Nu. Ai porodică, porodică, dar ridică. Roșii, mă, le zice în zona noastră. Da? Porodici. Păi și eu de ce nu știu? Pentru că tu nu ești din zona noastră.